Vedem cum cântărețul britanic Sting a făcut un apel la solidaritate și la donații cu poporul ucrainean pe pagina sa de Instagram. Acesta a interpretat melodia Russians, scrisă în 1985, în perioada războiului rece. Rare ori am cântat această melodie în anii mulți de când a fost scrisă, pentru că nu m-am gândit niciodată că va fi mai relevantă. Dar în contextul deciziei sângeroase și îngrozitor de greșite a unui om de a invada un vecin pașnic, neamenințător, cântecul devine din nou o pledoarie pentru umanitatea noastră comună, a mai spus Sting. Condition to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. Be such an ignorant thing to do. If the Russians love their children too, how can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence.